Bună seara, Mihai, ați început meciul cu un protest și ați încheiat așa această confruntare cu un singur punct, deși a fost foarte aproape de victorie, ce trebuie să vedem mai funcționat. Bună seara. Da, am încercat să tragem un semnal de alarmă. Nu a fost primul semnal pe care l-am tras. Deja am discutat, cred că la fiecare meci, despre problemele astea de când a început sezonul. Ăsta, să zicem, este un alt pas pe care l-am făcut împotriva conducerii sau împotriva oamenilor care trebuie să ne plătească. Mai mult de atât noi nu putem face. Trebuie să venim, să ne prezentăm, să jucăm. Cât o să mai jucăm, nu se știe, pentru că ați văzut. Deja începe să se rărească echipa, s-o rări și conducerea, echipa, acum vedem cât o rămâne. Asta vreau să te întreb. Până la urmă, care sunt discuțiile în vestiar? Să discutați aproape în fiecare zi, la fiecare antrenament, despre situația asta atât de grea. Cum reușiți voi să vă motivați pentru a avea acest parcurs? Pentru că, într-adevăr, surprindeți pe toată lumea, că fotbalul până la urmă se joacă în teren și nu prin birouri sau undeva. Asta e, cred că, cea mai mare problemă, pentru că la fiecare antrenament se discută numai problemele de bani. Mergem cu un entuziasm, când auzim iară de probleme, sincer vă zic, ne pierde tot cheful de fotbal. Încercăm să ne antrenăm cum putem, avem noroc că suntem o echipă unită și acolo se menține spiritul. Și fiecare are o ambiție, vrea ceva să demonstreze și cred că lucrul ăsta se vede pe teren. Din păcate, în seara asta ne-am ales doar cu un punct, când puteam să mergem cu cele trei puncte. Sunt dezamăgit. Scopul meu nu e să dau gol, scopul meu e să mă apăr și, din păcate, la ultima fază n-am făcut-o așa cum ar trebui să fac un fundaș. Sper să facem mai bine meciul viitor și să vedem ce o să iasă. Practic, astăzi ai făcut treaba de atacant, dar ai ezitat acolo în apărare. Nu neapărat să zic că am ezitat, am greșit. Mi-asum, mi-am cerut scuze în fața băieților. Toată lumea muncim și cu problemele astea e greu. Chiar e greu de trecut peste momentele astea, dar toată lumea m-a susținut, m-a încurajat și merge mai departe. Și aici se vede unitatea echipei și cât de frumoasă e atmosfera aici. Cum ai simțit-o pe CSV și dacă te așteptai să plecați, cel puțin în punct de aici? Și cum ai spus și tu, a fost destul de aproape să plecați. Noi, de la început, ne-am dorit să câștigăm, să luăm cele trei puncte. Cred că dacă am fi jucat cu CFR-ul la fel, am fi fost determinat să luăm cele trei puncte. Acum pot să zic că i-am prins și într-un moment bun pentru noi și bun și pentru ei că s-au calificat în Conference League, dar am mai odihnit niște jucători și pot să zic că iau un lot foarte numeric care fiecare își dorește să demonstreze. Deci putea să ne surprindă și pe partea asta, să vină fiecare cu o dorință, dar se pare că unitatea echipei s-a văzut. Vreau să te întreb așa pe final, pentru că am mai văzut anul trecut cazul celor de la Mirica și se poate repeta lucrul acesta? Din păcate, putem să ne gândim și la lucrul ăsta. Ne este frică. Ne este frică imediat să termină perioada de transferuri. Poate rămânem aici la echipă și nu mai reușim să plecăm și lucrurile să se înrăutățească, să nu mai primim niciun ban și pe parcursul zilelor să-și depună colegii memorii, să ne depunem memorii, să ne îndreptățim să facem lucrul ăsta și să ne excludă conducerea din lot prin urmarea lucrurilor acestea. Dar în vestiar, care sunt discuțiile? Spuneați că discutați, sunt mulți colegi ai tăi care își doresc să plece în acest moment. Fiecare își dorește să fie plătit. Dacă nu ești plătit și vii și te antrenezi și tu nu ai nicio promisiune că lucrurile o să fie bune, probabil că asta e dorința cea mai mare fiecăruia, să plece. Asta ne dorim, să fim plătiți în primul rând. Dacă nu suntem plătiți, ne dorim să ne lase să plece și să ne vedem fiecare de treaba lui. Dezamăgit? Sunt foarte dezamăgit. Eu am făcut, să zicem, un sacrificiu să vin aici la Sibiu. Mi-am asumat lucrul acesta. Am avut încredere în anumite promisiuni, nu s-au întâmplat și uite-te în situația în care suntem. Suntem bine în clasament, dar pe cealaltă parte suntem foarte rău. Citem pentru acest lucru și pentru dăruirea voastră de astăzi. Vreau să te întreb cum a fost pentru tine înaintea partidei care a făcut obiectivul la pregătire. Bună seara și vouă și mulțumim pentru felicitări. Păi cum să fie, pentru asta ne pregătim în fiecare zi, fiecare jucător își așteaptă șansa lui. Și atunci când intră în teren, trebuie să demonstreze că poate să fie o soluție. Ați început astăzi cu un protest, practic a fost așa un semnal de alarmă? Bineînțeles. Bineînțeles, un semnal de alarmă care cred eu că trebuie atras de mai mult timp. Acum trebuie să știe și toată lumea problemele cu care ne confruntăm. Noi ne facem datoria pe teren, am promovat, suntem într-un moment bun al echipei, n-am pierdut niciun joc și am jucat cu echipe bune.
Însă, doar atâta. Noi nu suntem practic respectați pentru munca pe care o facem. Și acum nu contează că suntem jucători, că suntem zograf sau ce suntem, fiind salariați și fiind angajați, cu toți avem familie acasă, cu toți avem copii, cu toți avem părinți, cu toți avem obligații și trebuie să fim plătiți la timp și la zi, pentru că și noi suntem oameni și muncim și ne dorim în fiecare zi. O echipă care arată atâta dăruire, dar care avea și bani, și cam cum ar putea arăta? Asta... Este 10 puncte, iată, câteva etape, cum ați putea voi arăta dacă ați fi și bani? Bănuiesc că dacă arătăm așa bine fără bani, cred că dacă am fi plătiți la timp, am avea și primele, poate am fi mai ok, cred eu, personal. Ați fost aproape de 100 aici, pe Arena Națională, ce v-a lipsit? Nu știu cine a lipsit, oricum. Ne pare rău că n-am reușit să câștigăm, dar dacă ne gândeam înaintea meciului, dacă e bună o remiză, cu toții cred că am fi zis că am fi mulțumit. Dar am avut șansa să câștigăm. De fiecare dată când plecăm la un meci, ne gândim să câștigăm, că doar nu urcăm în autocar și ne gândim că vom pierde. De fiecare dată ne dorim să câștigăm. Uneori reușim, alteori scoatem un egal. Trebuie să fim conștienți că am jucat cu echipă de cupe europene, cu o echipă foarte bună a fotbalului românesc, cu jucători de foarte mare calitate. Și una peste alta, e un rezultat bun. Chiar dacă o victorie, puțin atenție, pe final o victorie ar fi fost senzațională, însă nemulțumit lui Isel, dar e ok. Dacă nu se vor rezolva problemele financiare, mai aveți și o altă formă de protest? Nu știu, vă vedea la momentul respectiv. Problema e că nu prea vedem așa speranța la capătul tunelului. De sperat, nu prea mai sperăm, pentru că am sperat prea mult timp și de prea multe ori mi s-au promis și nu s-au onorat. Dacă vin și zic de 10 ori un lucru și nu mă țin de el, nu mai crezi după aia. Nu mă mai crezi, nu știu, normal. Să se bucure pentru, în primul rând pentru joc, pentru că e normal ca frustrarea să apară după ce pierzi două puncte în minutul 93. Și spun asta cu certitudine, pentru că jocul nostru a fost unul bun, chiar dacă ei au avut posesia, însă ocaziile au lipsit, asta însemnând că noi din punct de vedere defensiv am stat foarte bine. Pe final au venit cu mingi aruncate în careu și până la urmă așa au și egalat. Noi având mai înainte două, trei situații de a face 3-1. Ăsta este fotbalul. Probabil aceste puncte pierdute pe final se vor întoarce la un moment dat în aceeași manieră. Jocul a fost bun și în prima repriză, pentru că am avut cursivitate, multe faze construite, situații bune. Efortul a fost unul mare. Acum cei de pe bancă au intrat foarte bine. Probabil etapa următoare va trebui iar să schimbăm câțiva jucători, pentru că vin meciurile astea unul după altul și nu vreau să riscăm anumite accentări, mai ales că au apărut la câțiva jucători și probleme musculare. Să sperăm că nu este nimica grav. Dar una peste alta, să zicem că sunt mulțumit de joc. De rezultat, încă o dată spun, meritam 3 puncte. Două bile sunt, una albă, chiar foarte albă, și una mai gri. Cea albă este, mi-a făcut foarte mult jocul pe noastră, mai ales că din apărare plecați cu pasă, nu am văzut să vorbiți minge, ceea ce este extraordinar de văzut. Da, bubui mingea. Au fost momente în care trebuie să jucăm lungă, pentru că depinde, am mai spus asta și la alte conferințe de presă după alte meciuri, depinde și de adversar. Acum noi încercăm, asta lucrăm, le cer să aibă încredere, pentru că sunt jucători tehnici, jucători calitate, și dacă unor jucători calitate nu le cer să paseze, atunci cui aș cere să paseze. Și într-adevăr, de asta spunem, în prima repriză și în a doua am avut faze cursive duse de la poartă până la finalizare, dar datorită efortului mare făcut în ansamblu, apare, încă o dată spun, lipsa de lucitate și atunci apar și problemele astea la finalizare, lipsa de concentrare, poate. Ca să treci la a doua vizionare, mai plic aici, e păcat pentru o echipă atât de frumoasă să nu mai vă suporte în deplasare. Nu știu, e și că Sibiu sunt mai promoze, avem reprezentativ, nu zic mai mult.
Da, nu, ai dreptate, că așa mi se spune și mie. Și eu îmi doresc suporteri mulți la stadion și felicit pe cei care vin. Și au venit. Exact asta mi se spune, că sunt comozi. Dar să știi că s-a încercat, cel puțin Galeria Daci au vrut să vină, dar n-au găsit transport în banii pe care îi aveau la dispoziție. Adică nu vreau acum să dau sume. Aveau o sumă de bani, cu cine a vorbit, a vrut să le ia mai mult, atât au putut. Nu, le mulțumim oricum, sunt sigur că ne-au ținut pumnii din fața televizoarelor, dar într-adevăr ne-am dorit și noi mai mulți suporteri. Jucăm prin deplasare și când jucăm de fapt meciurile de acasă, cei care vin puțin, dar ăștia sunt buni și ne susțin. Ne dorim cu adevărat să jucăm pe Municipal și atunci o să văd dacă într-adevăr cei care mi-au spus că vom avea o medie de 4-5.000, cu adevărat așa va fi, pentru că așa mi s-a spus. În momentul în care vom juca la Sibiu, vom avea 4-5.000. Vreau să văd și eu, pentru că, repet, sunt totuși 50 de kilometri Sibiu media și nu mi se pare, adică suporterii totuși au venit în număr destul de mic și la Liga a doua. Cum ai spus și tu, poate sunt comozi, ora de disputare, zilele. Doamne, asta este situația. Până la urmă, mi-aș dori să avem în spate și un public numeros, dar, repet, vom avea, probabil că nu vom avea, vom lucra pe Municipal. Să sperăm că echipa asta frumoasă va apuca să joace pe Municipal. Nu, dar mă refeream un pic la ceea ce se întâmplă. Adică nu e normal pentru mine că într-o să vorbesc de situație, o știți cu toții, dar chiar e păcat ca o echipă ca asta să destrame. Pentru că e o echipă frumoasă, o echipă care a muncit încă din vară, au venit doar puțini jucători și primul 11 a fost doar Butean, cel care în primul 11 a fost venit în vară, în rest este aceeași, a fost aceeași echipă care a promovat. Din păcate l-am pierdut pe Plame la momentul ăsta. Ăsta nu e un lucru bun și de-aia vreau să trag un semnal. E posibil să pierdem mult mai mulți jucători și păcat de orașul ăsta și de stadionul ăla pe care am sperat cu toții că vom intra cândva.